Din această seară, parcul de la Lido va găzdui spectacole de muzică. Pe scena amplasată în mijlocul decorului de iarnă vor urca cei mai talentați copii din Gorj. Din această seară, pentru următoarele două săptămâni, avem un parteneriat cu Palatul Copiilor și cu doamna director Adriana Denciulescu pentru organizarea evenimentelor zilnice în parcul de la Lido. De aceea am și amplasat acea scenă. Vom avea pregătit tot decorul necesar, vom avea asigurat sunetul pentru toți copiii de la Palatul Copiilor care vor organiza spectacole pe acea scenă din parcul de la Lido. Nu vor ajunge doar cei de la Palatul Copiilor din Târgu Jiu, vor veni și cei de la Motru și cei de la Rovinar și de la toate secțiile pe care astăzi Palatul Copiilor le are pe raza județului Gorj. Un parteneriat foarte corect. Un parteneriat pe care îl derulăm de câțiva ani împreună cu Palatul Copiilor, le-am solicitat sprijinul și l-au acordat. Spectacolele vor începe la lăsarea serii.